ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă etalare. Astăzi vreau să vă invit la horoscopul pentru 1-15 august și vreau să vă invit la zodia Săgetător. Pentru perioada 1-15 august voi folosi mai multe cărți de tarot și oracol pentru ca dumneavoastră să dețineți mult mai multe informații și ca acestea să fie cât mai clare. Având în vedere că este o etalare generală, trebuie să știți că nu se poate potrivi tuturor. Dar voi încerca să vă dau elemente cât mai clare pentru a putea face, eu știu, lumină în viața dumneavoastră. Haideți să vedem la Săgetător. Ce este important pentru dumneavoastră ca să știți în această perioadă, dragii mei, Săgetător? Vreți să aveți, vreți să comunicați cu cineva anume, ok? Nu știu cu cine vreți dumneavoastră să comunicați, dar vreți foarte mult să comunicați cu cineva, cu cineva cu care nu ați mai comunicat de mult. S-ar putea ca după aceste două săptămâni sau la sfârșitul, eu știu, spre 15 august, fie să plecați în concediu, fie să plecați într-un concediu medical, da, să spun așa, sau să luați o pauză de la serviciu, da? Pauză sub formă de, așa cum v-am spus, de concediu medical sau concediu vacanță. Vă simțiți foarte singur, singură acum când dumneavoastră vedeți acest videoclip și vă veți simți așa în aceste două săptămâni din luna august. O singurătate care v-a cuprins mintea și sufletul, indiferent de situația dumneavoastră, că sunteți căsătoriți, că sunteți într-o relație, indiferent, dumneavoastră vă simțiți singuri. Sunteți câțiva dintre voi departe de casă sau departe de ceva anume, că este o persoană sau o situație, o, eu știu, o casă, cum vă spun, da? Deci o atașare, eu știu, să vă spun așa, vis-a-vis de casa dumneavoastră, nu știu, simt pentru unii, care este la îndepărtare, pentru că probabil sunteți plecați, da, de acasă. Acolo dumneavoastră v-ați simțit bine. Vreți să vă întoarceți acolo, nu știu de ce am această idee, ați vrea să plecați acolo. Mintea dumneavoastră este, dragii mei Săgetători, este spre o casă, o persoană anume, nu știu, aici, spre familia dumneavoastră, nu-mi dau seama, iar starea aceasta vă aduce într-o formă de depresie, într-o formă profundă de singurătate. Ați vrea să plecați, însă acest proces al dumneavoastră este de lungă durată. Comunicați cu aceste persoane sau cu o persoană anume care, pe care dumneavoastră o aveți în minte sau în suflet în aceste două săptămâni și așa cum v-am spus, veți intra sau veți pune o pauză la muncă. Da? Foarte multe sacrificii văd aici din partea dumneavoastră. Fie că este într-o căsătorie sau într-o relație, dumneavoastră știți mai bine. Ceea ce dumneavoastră v-ați pus în minte pe plan relațional vă cere foarte multă încredere. Trebuie să aveți încredere în dumneavoastră, în partenerul dumneavoastră, în divinitate. Deci problema dumneavoastră relațională cere foarte multă încredere. Există din partea dumneavoastră, văd aici,
o persoană din Fecioară, văd, care, sau pești care s-ar fi putut, s-ar putea să vă fi stârnit interesul dumneavoastră, o persoană mai tânără, sau dumneavoastră sunteți mai tânăr decât această persoană, sau aproape de aceeași vârstă cu dumneavoastră, în relația pe care o aveți, dacă dumneavoastră, dragii mei săgetători, sunteți într-o relație, văd aici că ați fost darnici, o persoană care a știut să strângă și să ofere ajutorul celor din familie atunci când aceștia aveau nevoie. Sunteți și vă aflați într-o perioadă de transformare, de înțelegere a propriei persoane, o perioadă grea, grea, foarte grea, dragii mei săgetători, o perioadă foarte grea. Haideți să vedem ce informații mai aflăm. Dumneavoastră, cineva v-a decepționat. Fie că ați plecat departe de casă și țara în care vă aflați sau orașul în care vă aflați sau situația actuală la muncă v-a decepționat foarte mult, nu puteți trece peste o trădare anume. Ați făcut foarte multe compromisuri și sacrificii într-o relație. Unii dintre dumneavoastră într-o relație de căsătorie, vreți să vă îndreptați atenția în altă parte. În altă parte, pentru că vreți să puneți capăt acestor compromisuri. Este o relație bazată foarte mult pe material. Eu știu dacă dumneavoastră aveți copii sau nu. Aveți impresia că nu veți mai găsi pe nimeni. Dacă sunteți singuri, dragii mei săgetători, aveți impresia că parcă nimeni nu vă intră în viață, vreți să vă îndreptați către o nouă direcție, ardeți de nerăbdare să vă îndreptați acolo unde dumneavoastră v-ați simțit bine odată. Nu știu de ce, este parcă spre casă, spre... în orice caz, vă pare foarte rău pentru ceva, vă pare foarte rău pentru un pas pe care l-ați făcut și ați plecat într-un necunoscut. Fie că este un job necunoscut, o țară necunoscută, un oraș necunoscut, o persoană anume, vă pare rău că ați făcut acest pas. Haideți să vedem un pic, să pun o carte peste această nouă direcție, chiar ea a sărit. Este o nouă direcție într-o relație de căsătorie. Fie în relația pe care o aveți acum cu persoana respectivă, lucrurile vor merge bine, sau vă veți îndrepta către o relație de căsătorie. Cineva va intra în viața dumneavoastră sau cineva din trecut va reveni și va fi o relație de căsătorie. Deci, noua direcție a dumneavoastră este spre ca lucrurile să meargă bine. Dar am impresia că este cu o persoană care face parte din trecutul dumneavoastră sau dacă sunteți căsătoriți cu soțul sau soția dumneavoastră, problema este că veți fi decepționați. Va exista decepție care vă va cuprinde mintea și sufletul. Dumneavoastră vreți să lucrați la această relație, dar îmi pare rău că vă spun, veți fi decepționați și veți încerca să vă reinventați, să vă transformați, da? Cam atât. Acum aș vrea să vă alegeți dumneavoastră între numerele 1, 2 și 3. V-aș ruga să vă alegeți doar un singur număr, pentru ca acuratețea acestei citiri să fie mai aproape de adevărul dumneavoastră. Haideți să vedem pentru cei care au ales numărul 1. Trebuie să fiți sinceri cu dumneavoastră, ceea ce vreți de la viață, sincer, sinceră, cu partenerul, cu colegii, cu familia dumneavoastră și veți intra într-o conexiune cu acest suflet pereche sau suflet geamăn pe care dumneavoastră
îl țineți în minte și în sufletul vostru, dar trebuie să fiți sinceri cu voi înșivă ceea ce vă doriți pentru a întâlni această relație sinceră, pentru a întâlni această persoană. Haideți să vedem cei care au ales numărul 2. Dragii mei săgetători, dumneavoastră trebuie să modificați ceva în mintea dumneavoastră, pentru că nu mai aveți încredere în intuiția voastră, aveți impresia că persoanele în jurul dumneavoastră vă mint în unele cazuri, vă este teamă de transformare, vă este teamă de reinventare, vă este teamă, cu alte cuvinte, de necunoscut, însă vă îndreptați numai către lumină. Nu aveți de ce să fiți teamă. Este ca o pereche de pantofi care o purtați, e foarte frumoasă, însă vă face bătături. Oare trebuie să rămâneți cu această pereche de pantofi, indiferent că este frumoasă, și să continue să vă facă bătături pe parcursul vieții dumneavoastră, pentru că aveți impresia că această pereche de pantofi se va lăsa, sau căutați ceva pe măsura dumneavoastră? Sunteți chemați de către Univers să faceți o modificare în viața dumneavoastră. Numai dumneavoastră știți ce trebuie modificat pentru a vă fi bine. Mult curaj, dragii mei săgetători! Pentru cei care ați ales numărul 3, văd că dumneavoastră trebuie să vă eliberați de propria dumneavoastră fantomă, de propria dumneavoastră persoană, de persoana care ați fost în trecut. O persoană plină de empatie, o persoană plină de compasiune, dar trebuie să eliberați copilul din interiorul dumneavoastră, dar în același timp maturitatea pentru a putea trece peste etape grele, peste ceea ce dumneavoastră vă pare decepție din partea oamenilor, și de a accepta că poate pentru moment este mai bine să continuați acest drum singur sau singură pentru a întâlni persoana potrivită. Nu trebuie să vă lipsească încrederea pentru a reuși, dumneavoastră, celor care ați ales această a treia variantă. Vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări. Sper că acest videoclip să vă fi plăcut și să fie aflate elemente importante, informații frumoase care vă pot ajuta pe parcursul experienței dumneavoastră în viață. Mulțumesc tuturor și vă aștept cu drag la un nou videoclip. La revedere!